A fost înființată în urmă cu 14 ani și a funcționat la început într-un cort militar, iar mai apoi într-o capelă. Astăzi însă, parohia Sfântul Antonie cel Mare din Constanța se bucură de un locaj de rugăciune care, deși aflat în construcție, răspunde mai bine nevoilor credincioșilor. Îi mulțumesc pentru aceasta în fiecare zi și mai cu seamă în ziua sărbătorii sale Sfântului Cuvios Antonie. Slujba Sfintei Liturghii a fost săvârșită cu prilejul hramului de înalt preasfințitul Părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, în paraclisul de la demisolul Bisericii Mari, sfințit în anul 2011. Acest Părinte Antonie a rămas atât de cunoscut în istoria bisericii noastre și strălucește ca o stea a monahismului tuturor timpurilor, ca cel mai încercat părinte al pustiei, care a urmat nevoinței Sfântul Ioan Botezătorul. De aceea noi îl cinstim în mod deosebit în ziua aceasta și aducem înaintea dumneavoastră toate povețele sale, toate minunile sale și toate luminile sale cele binefăcătoare pentru întreg neamul creștinesc. Iată, sunt 14 ani de când Sfântul Antonie cel Mare ne ocrotește și ne ajută ca să ridicăm acest sfânt locaj de închinare. Este alături de noi, alături de credincioșii din această enorie, precum și de cei din alte părți, așa cum sunteți mulți dintre dumneavoastră astăzi aici prezenți, din alte părți ale orașului, de la alte parohii, care veniți și vă închinați aici și cereți ajutorul acestui mare sfânt al pustiei. O biserică închinată Sfântului Antonie cel Mare se află și în Năvodari, unde seara trecută, arhiepiscopul Tomisului a oficiat slujba vecerniei în prezența numeroși credincioși din localitate. Locul în care s-a construit această biserică nu avea un renume prea bun în orașul Năvodari. De aceea, în momentul în care am hotărât construirea acestei biserici aici, toată lumea din zona aceasta s-a bucurat foarte mult. Este și un loc potrivit pentru că ea se află lângă școala generală numărul 1 și lângă liceul Lazar Edeleanu și mulți dintre copiii și tinerii care învață aici vin la biserică, trec pe aici, se închină, intră în Sfânta Biserică și adesea cer informații și lămuriri despre lucrarea care se face în această biserică. Construită în totalitate din lemn, biserica din Năvodari a fost ridicată între anii 2012 și 2013 și sfințită în 2015.